Cum ar fi copilăria fără desene animate? Cei mici nu și-ar mai cunoaște personajele preferate sau eventualii prieteni imaginari. Nu ar mai exista atâtea lumi în care copiii să se transpună din fața televizoarelor și în care să trăiască atâtea aventuri cu eroii preferați. Pe scurt, desenele sunt o parte semnificativă a copilăriei noastre. Cu siguranță, fiecare copil e marcat de un anumit personaj, replică sau scenă din desene. Când copiii obișnuiau să devoreze serialele lor animate preferate, amuzându-se și bucurându-se de lumile fantastice ce se desfășurau pe ecrane, există oameni care susțin că desenele animate, cele mai celebre, sunt mult mai mult decât par a fi. Au un sens mai întunecat decât ceea ce se observă cu ochii unui copil, poveștile și personajele cu care au crescut generații întregi. Teoriile, devenite destul de virale pe internet, ne oferă o altă viziune asupra desenelor animate care e posibil să ruineze ceea ce ne imaginam în copilărie. Iată câteva exemple de desene arhicunoscute, iar dacă ești din generația anilor 90 sau 2000, cu siguranță îți vei schimba puțin percepția a ceea ce ți se părea atunci inocent. Fetițele Powerpuff. Cineva a venit cu ideea că personajele principale ale acestui serial, Blossom, Bubbles sau Buttercup, sunt caractere diferite ale aceleiași persoane ale unei fetițe care suferă de personalitate multiplă și stres post-traumatic. Teoria personalității multiple se bazează în special pe faptul că cele trei protagoniste sunt extrem de diferite una de cealaltă și fiecare reprezintă tipologii diferite. Blossom e cea isteață, sigură pe sine, cu spirit de lider, Bubbles e cea sensibilă, inocentă, introvertită, iar Buttercup e cea extrovertită, cea dură, având și cel mai violent comportament. Creatorul acestei teorii propune numele de Brenda pentru personajul principal pe care și l-a imaginat. Brenda ar fi crescut fără sprijin matern împreună cu tatăl ei, profesorul Utonium, și cu fratele ei abuziv pe care halucinațiile o fac să-l vadă drept Mojo Jojo, care e cel mai întâlnit antagonist din serial. La fel ca cele trei fetițe Powerpuff, și Mojo Jojo e creația profesorului Utonium, ceea ce sugerează faptul că protagonistele sunt înrudite cu dușmanul lor. Cauza afecțiunilor psihice ale Brandei ar fi tratamentul violent primit de la fratele ei mai mare. Curaj, câinele fricos. Teoria din spatele acestui serial nu e nici pe departe la fel de înfricoșătoare pe cât e conținutul acestuia în sine. Acest desen animat încadrat în genul comedie de groază prezintă în fiecare episod întâmplările fantastice și macabre prin care trece personajul principal, câinele pe nume Curaj. Se spune că serialul prezintă lumea din perspectiva unui câine care trăiește împreună cu Muriel și Eustache, stăpânii lui, în orașul Nowhere. De fapt, casa în care locuiau cei trei nu e o casă izolată în mijlocul lui deșert, ci asta credea Curaj, din cauza că stăpânii lui erau mult prea în vârstă pentru a-l scoate la plimbare să vadă și restul orașului. Personajele negative înfiorătoare ce apar în fiecare episod sunt oameni obișnuiți, însă pentru un câine neajutorat, oricine poate părea un monstru desperiat. Curaj Câine Fricos a fost un mare succes, deși difuzarea lui nu a durat decât din 99 până în 2003, când postul de televiziune cel difuza a renunțat la serial din cauza că scenele și personajele horror nu erau potrivite pentru categoria de vârstă căreia se adresa. Ed, Edd și Eddy. E unul din cele mai cunoscute și mai amuzante desene ale copilăriei lansat în 99, ceea ce îl face să fie atât de plăcut de către public, e atmosfera de relaxare, de libertate pe care o transmite și glumele copilărești care caracterizează personajele principale. Cea mai discutată teorie privind acest serial animat e și cea mai înfiorătoare. Conform acestei teorii care a apărut pentru prima oară pe 4chan acum câțiva ani, toate personajele au decedat la un moment dat de-a lungul secolului 20 și sunt blocate într-un fel de purgatoriu, fiecare din ele având o poveste care ar explica prezența lor între cele două lumi. Teoria purgatoriului se bazează pe faptul că în serie nu apare niciun adult, iar cartierul în care se desfășoară toate episoadele devine o lume a copiilor în care ei sunt liberi să facă ce vor și în care e veșnic vară. În plus, toate personajele arată și se poartă ca și cum ar proveni din perioade diferite. Scooby-Doo. Încă un desen extrem de iubit și de cunoscut, atât de copii cât și de adulți, Scooby-Doo e un serial de succes încă din 69 când a apărut prima dată. Poate că tocmai faima și longevitatea acestui desen animat și a personajelor sale au făcut ca serialul să fie atât de discutat, încât au apărut zeci de teorii
în legătură cu el. Fanii acestui serial au venit cu mai multe teorii conspiraționiste care încearcă să surprindă esența acțiunii, deși majoritatea acestor idei nu sunt puternic fondate. De exemplu, se spune că Scooby-Doo e un câine foarte bine dresat pentru a fi trimis în spațiu, care a scăpat din mâinile guvernului american, hoinărind prin lume împreună cu noi lui stăpâni sau cu gașca misterelor. Pasionații de conspirații de pe internet spun că întâmplările prin care trece Scooby-Doo și prietenii lui au loc în timpul celei mai mari crize economice care a existat vreodată. Asta ar explica de ce locurile prin care trece gașca par părăsite, lăsate în paragină, ca și cum totul ar fi dat faliment. Tom și Jerry. Posibil cel mai cunoscut desen animat din întreaga lume, care a bucurat generații întregi de copii și adulți deopotrivă. Fanii conspiraționiști cred că anul în care a apărut serialul, 1940, în timpul celui de-al doilea război mondial, numele protagoniștilor, Tom and Jerry, nu au fost simple coincidențe și nici alese întâmplător. În timpul războiului, denumirile Tommies și Jerrys erau folosite ca expresii referitoare la armata britanică, respectiv armata germană. De aici provine teoria că îndrăgitul serial animat numit Tom și Jerry ar fi de fapt realizat ca propagandă nazistă. Ce este cel mai ciudat în această teorie e faptul că Jerry, personajul care corespunde armatei germane, e cel mai mic, cel vânat de dușmanul său, dar nu e nici pe departe neajutorat învingându-l de fiecare dată pe Tom datorită inteligenței sale superioare. Deși aceste teorii sună bizar, unele din ele poate chiar extrem de fantezist, sunt interesante de descoperit pentru cunoscătorii și nostalgicii acestor producții animate. Aladdin. O teorie neașteptată, dar posibilă, e că universul filmului cu Aladdin e plasat în viitor. Există mai multe dovezi în acest sens. În primul rând, duhul a spus că a rămas blocat în lampă timp de 10.000 de ani. Dacă luăm în considerare că duhul face foarte multe referințe legate de pop culture, teoria are și mai mult sens. Dacă orașul în care se petrec întâmplările e într-adevăr în viitor, asta sugerează că lumea lui Aladdin e una post-apocaliptică în care oamenii s-au întors la simplitate. Familia Flintstone. Cu toții suntem familiari cu localnicii orașului preistoric Bedrock. Era totuși preistoric? Dacă ne luăm după episodul în care cei din familia Flintstone se întâlnesc cu cei din familia Jetson, am putea crede că nu e chiar așa. În acel episod, familia Jetson voia să călătorească în viitor, însă mașina a avut o eroare și i-a trimis în Bedrock. Unii sunt de părere că nu a fost vorba de vreo eroare și că universul Flintstone e de fapt în viitor. Asta înseamnă că la un moment dat omenirea a fost distrusă, iar supraviețuitorii au trebuit să reconstruiască totul de la zero. Acest lucru ar explica de ce în serial erau atâtea invenții moderne, mașini, televizoare, aspiratoare, telefoane. Oamenii erau deja familiarizați cu o lume digitală. Laboratorul lui Dexter e un desen animat pe placul copiilor și al adulților deopotrivă. În realitate, micuțul Dexter ar suferi, se pare, de sindromul Asperger, o formă de autism, ceea ce explică faptul că trăiește izolat în laboratorul său de la subsolul casei, faptul că acțiunile sale sunt repetitive și faptul că e pasionat de știință spre deosebire de alți copii de vârsta lui. Sigur, aceste teorii sunt foarte interesante, însă nu neapărat adevărate. Până la urmă sunt produse de divertisment în care creatorii bagă de foarte multe ori trimiteri mai filozofice doar pentru că pot și își doresc asta. Sigur, există anumite semne și similitudini care ne duc cu gândul că ele poate sunt mai mult decât niște povești desenate, dar până la urmă nici nu mai contează motivația cu care ele au fost scrise. Important este că ele au trecut de proba timpului și că bucură în continuare generații și generații de copii.